Campania este dedicată conștientizării importanței de a ne menține sănătatea și de a avea un stil de viață activ, dar și informării și sensibilizării persoanelor sănătoase cu vârsta între 18 și 45 de ani, care se pot înscrie pentru a deveni donatori voluntari de celule stem hematopoietice. La acțiunea de la Râmnicu Vâlcea s-au înscris pe lângă simpli cetățeni și reprezentanți ai autorităților locale, printre care subprefectul de Vâlcea Aurora Gherghina, deputatul PSD Romeo Rădulescu și primarul comunei Bujoreni Gheorghe Udubaie. Centrul de transfuzii sanguine din Râmnicu Vâlcea realizează o campanie pentru promovarea donării de celule stem. Astăzi am venit aici, doamnele au reușit să mă convingă foarte repede să mă înscriu în acest registru de donatori de celule stem. Toți trebuie să înțelegem că noi putem să salvăm mai departe vieți și cred că este important. Vârsta pentru înscriere, am înțeles că este până în 44 de ani, până în 45 de ani. Am 44, deci pot să mă înscriu. Poate voi reuși să salvez o viață, două, dacă se vor găsi oameni compatibili cu celulele mele. Este important ca toți să înțelegem acest lucru și să venim să donăm sânge, să donăm celule stem, pentru că așa este normal. Suntem la un eveniment foarte important aici la MOL. Donează o șansă la viață. Cred că asemenea acțiuni sunt binevenite pentru noi toți. Mai devreme sau mai târziu s-ar putea să avem nevoie de cineva, un donator, care să ne doneze celule stem pentru sănătatea noastră sau a unei persoane dragi nouă. Îi felicit pe organizatori. Mă rog la Dumnezeu să le dea sănătate. Am venit astăzi pentru a nu știu câtă oară și voi veni în continuare pentru că acțiunile care se desfășoară în acest sens, donatorii de sânge, s-au salvat și oamenii, este una din preocupările mele de vreo 8 ani din spate. Sunt președintele donatorilor de sânge voluntar Vâlcea și ori de câte este necesar eu intervin cu o echipă formată numai din donatori voluntari, cu o mașină care este personală, acolo unde cel care vrea să doneze sau să salveze o viață, noi suntem lângă ei. Lângă echipa asta lucrez, cum spuneam, de 8 ani. Ei se schimbă, eu nu m-am schimbat, sunt același și voi rămâne același pentru lumea, pentru oamenii din Vâlcea, pentru oamenii care au nevoie, mai ales pentru tineri, că toți suntem, am fost tineri, suntem tineri, chiar dacă eu am depășit o vârstă, dar mă simt tânăr lângă cei care vrem să-i ajutăm. Vrem să le mulțumim tuturor celor care până la data prezentă au intrat în registrul donatorilor de celule stem și au și donat. Pentru că ne mulțumim donatorule și dorim de asemenea să derulăm o campanie de informare a populației privind donarea de celule stem. Este un eveniment mondial, organizat de mondial, iar noi Ziua Mondială a Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hepatopoietice este sărbătorită în întreaga lume de peste 50 de registre. Cu această ocazie, Ministrul Sănătății, domnul Vlad Voiculescu și ambasadorii registrului au transmis mesaje de mulțumire donatorilor voluntari din lumea întreagă, care au salvat mii de vieți, precum și tuturor celor care doresc să devină donatori voluntari.